Voleibaliștii pietreni au avut o vară de pregătiri intensă, dar și cu multe jocuri de verificare. La cele patru turnee la care a participat, antrenorii au avut posibilitatea să vadă la lucru și majoritatea adversarilor din campionat, iar principalul Marian Constantin spune că se anunță un sezon echilibrat. În aceste turnee am văzut aproape toate formațiile din divizia 1 la lucru. Cum credeți că se anunță nou sezon? Eu cred că o să fie un campionat foarte echilibrat. S-a investit mult, s-a muncit mult. Acum valorile cred că undeva la vârf acolo sunt sensibile egale. Eu sper să fim și noi aproape de vârf. Volei Club are ca principal obiectiv clasarea în primele 7 locuri, iar meciul de debut va fi în deplasare contra nou promovatei tricolorul Ploiești. În următoarele 3 runde, voleibaliștii petreni vor avea parte de 3 dueluri tari cu Municipal Craiova, CSM București și Știința Baia Mare. Turul Diviziei 1 se va încheia pe data de 19 decembrie, când Volei Club joacă pe teren propriu cu Municipal Zalău.